Guvernul a adoptat astăzi mai multe măsuri care intră în vigoare de la 1 iulie la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Noutatea este că localurile își prelungesc programul de funcționare. Astfel, cluburile, cafenelele și barurile pot rămâne deschise până la ora 2 noaptea, iar pensiunile și hotelurile pot funcționa la limita maximă. Evenimentele private, cum sunt nunți, botezuri, mese festive, se vor desfășura cu 100 de invitați la interior și 150 la exterior, fără a fi solicitate dovada vaccinării, a unui test negativ sau a trecerii prin boală. În cazul în care toți invitații sunt vaccinați, testați sau fac dovada trecerii prin boală, limita este de 300 de persoane. Crește și numărul spectatorilor care pot participa la evenimente sportive la 50% din capacitate, indiferent dacă evenimentul se desfășoară la interior sau la exterior, cu condiția ca spectatorii să fie însă vaccinați sau testați. Dacă toate persoanele sunt imunizate, evenimentele se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului. De asemenea, se redeschid și târgurile și bâlciurile și sălile de fitness vor putea funcționa până la capacitatea maximă.